Iar la cinci zecime, înainte de a se urca la cerul și a se înălța Iisus, când apostolii erau toți pe muntele înălțării, la Eleon, am călcat în locul acela, e o moschee arabă și locul este îngrădit frumos și cu sticlă, să văd tălpicile unde a stat Mântuitorul Iisus cu picioarele. Deci a ridicat mâinile la cer și le-a spus, bărbați galileeni, nu vă mirați. Păi cum vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer? Așa se va coborâ. Dar de nu mă voi duce eu la Tatăl să vă trimit vouă Mângâietorul, voi veți fi săraci. Dar eu mă voi duce la Tatăl, Ioan cu 25, nu știu cât cu cât. Capitolul 25. Ei, le spune, de mă voi duce la Tatăl, vă voi trimite pe Mângâietorul care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Adică cine? Duhul Sfânt, care de data aceasta asigură legătura dumnezeiască între cer și pământ, între Fiul și oameni, între Tatăl și lume. Și la 10 zile, de ce se cheamă 5 zecime, la 50 de zile de la înviere, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de linii ca de foc. Și atunci a început propovăduirea. Tradițiile spun că Petru, văzând grozăvenia martirajilor din Roma, văzând mânia lui Nero, văzând răutatea romanilor, văzând dezlănțuirea păgânătății asupra creștinătății, că biserica creștea și se întărea cu Duhul, la un moment dat a avut ezitarea să fugă din Roma. Așa spun literații. E o tradiție, poate că e și adevărată. Și s-ar fi arătat Iisus și l-a întrebat, unde mergi? De ce l-a întrebat lucrul acesta Iisus? Este echivalentul cu ceea ce Petru recunoaște abia a treia oară în discuția de la Tiberiada. Am fost în locul acela la bisericuța, eu un grec singur, acolo e o bisericuță frumoasă, chiar în malul mării, cu ziduri uitate de îngeri. Și spune așa, Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc. Paștemelușei mei, adică pe cei mai începători, mai copii. Și îl întreabă a treia oară, Petre, oare mă iubești tu pe mine? Și atunci Petru s-a cutremurat tot și n-a mai putut spune decât celebru și dumnezeiescul cuvânt care ni se potrivește tuturor, Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi cât te iubesc. De ce? Ca om pot cădea din nou. Și atunci se spune că la dorința de a pleca din Roma, se arată Iisus și întreabă, ce faci, Petre? Doamne, plec, nu pot. Păi dacă pleci Tu, mă duc eu să mă răstihnesc a doua oară. Vedeți? Și spune că Petru s-a întors cu o înverșunare atât de mare, încât a predicat fără nicio ezitare și avem în Faptele Apostolilor. Dacă vă aduceți aminte, că la un moment dat, în prima zi, când a predicat și a vorbit plin de Duhul Sfânt, că așa spune troparul, binecuvântat ești Hristoase Dumnezeule, Cela ce prea înțelepți pe pescari i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, prin trânsii lumea a iluminat iubitorile de oameni slavă ție. Parcă așa sună troparul cinzecimii în corectitudine, dacă îl am exact în memorie. Ei, când a predicat Petru în prima zi, a avut curajul să spună, bărbați, frați, uitați-vă la mine, n-am băut, nu sunt plin de mustul beției, uitați-vă cât i-a făcut Iisus și cu tare și cu tare și propovădea credința. Și s-a întors în prima zi ca la 3.000, a doua zi ca la 5.000. Și biserica creștea și se mărea cu Duhul. Așa era în vremea aia. Mergeau apostoli și întreba, ați primit Duhul Sfânt? Găsea crești oameni de tot felul. Nu, dar vreți să-L primiți? Da.
Ei, în clipa aia, Duhul Sfânt cobora în limbi ca de foc și pe aia, numai ca să-i întărească în credință și să crească biserica. Erau lucruri mai presus de fire. Și bineînțeles că Petru sfârșește prin martirajul chiar acolo în Roma, este răstignit, mi se pare, dacă sunt bine atent, este întrebat cum vrea să răstignească și spune, zice, nu vreau ca Iisus. Și a fost răstignit cu capul în jos. Deci n-a primit moartea pe aceeași cruce ca Iisus. Nu s-a socotit demn de ea. Toate aceste rădăcini despre care v-am vorbit cu rădăcină în Scriptură sunt pentru a înțelege că scoțând apostolii din contextul bisericii e ca o casă zidită pe nisip despre care spune Mântuitorul în Evanghelie. Cel ce își pune cetatea pe nisip când vine apa sau furtuna sau primește o dărâmă. Ei, biserica n-a mai putut fi dărâmată niciodată pentru că apostolii au ales să moară pentru o cauză, cum spune apostolul Pavel, frate cu Petru, de asta ambițios. Deci apostolul Petru a fost cum a fost. Că el era zelot așa și cu porniri din astea, cum sunt acum ăștia mai credincioși, așa, care vin toată ziua la biserică și ar vrea într-o zi să schimbe ortodoxia, nu? Deci Petru era super nervos. El tot timpul era gata să atace ceva. Ei, Pavel a avut alt gen de a fi. Fiind crescut la școala lui Gamaliel, fiind crescut lângă Tora și lângă legea sinedriului iudaic din vremea lui, cunoștea viclenia jidovească și i-a luat prin învăluire. De aceea Pavel a câștigat mult mai mult teren și a avut mult mai mare extindere ca mesianitate evanghelică în călătoriile sale mesianice, încât a reușit, cum spune Petre Țuțea, un mare gânditor creștin al nostru, când spui Pavel, spui Mediterana. Pentru că Pavel a avut influențe în toată Asia, a avut influențe și în Europa și a ajuns și în țara noastră. Pentru că războiul daco-roman al lui Traian n-a făcut altceva decât să aducă creștini, cum era și Sfântul Dimitrie și Sfântul Gheorghe, general și stăpân de oaste, să-i aducă cu armatele să lupte în Sciția și în Tracia. Și venind aici, propovădeau și creștinismul. De aceea apostolul Filip are și el treabă la gurile Dunării, iar urmașii ai apostolilor, na, după cum prezintă istoria bisericii, că noi nu știm adevărata și realitatea istoriei, pentru că mult s-a așezat peste ea uitarea și timpul, Dionisie Exigu, Ioan Casian, Teotim, Bretanion, episcopii vechi ai Sciției Minor și așa mai departe. Dar nu asta ne interesează. Ci vreau să înțelegeți că acești apostoli au avut rolul de a fi episcopii noi ai bisericii, pentru că aveau această putere de a hirotoni episcop și preoți. Și să așeze episcop și preoți. Arată faptele apostolului peste tot. Iar în momentul când a fost martirizat Andrei, că pe el l-am uitat, deci undeva au fost aduse în vremea lui Constanțiu, fiul lui Constantin, au fost aduse moaștele cu a lui Luca și Timotei și puse în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, iar de acolo o parte din moaște sunt la Patras, unde se crede că ar fi pătimit chiar Sfântul Andrei când a fost martirizat pe crucea în formă de X. Și începând, deci de câțiva ani de zile, deci de prin anul 1996, parcă nu mai țin minte exact anul, dar așa știu că ar fi, 96, apostolul Andrei, pentru prima oară a călcat moaștele lui pământul nostru românesc, aduse, deci, cu prilejul perenajului cuvioasei Parascheva, și de atunci s-a socotit ca fiind sărbătoarea noastră națională, pentru că este apostolul românilor. În Dobrogea există biserica care își poartă hramul la peștera Sfântului Andrei, unde este și hramul apostolului Andrei și azi este mare sărbătoare. Bineînțeles că sunt nenumărate biserici care poartă numele și hramul Sfântului Apostol Andrei,
După aceea sunt oameni care poartă acest nume și trebuie să fie vrednici de el. Și ce ar mai trebui să știți? Că acești apostoli, pe lângă faptul că au hirotonit ucenici, adică episcopi și preoți, pe acolo, pe unde au trecut, așa cum arată Faptele Apostolilor, au avut grijă să lase niște practicale sau niște anale, niște scrieri, niște documente, așa să se numesc, scrierile apostolice, mai târziu vor fi actele martirice, deci despre martirajile din timpul persecuțiilor păgâne, care stau ca documente și ca temelie la baza Bisericii noastre ortodoxe, în care noi venim astăzi degajați în glas de toacă, în glas de clopot, în glas de Sfântă Liturghie, cu cor pus la punct, cu preoți și slujitori, cu căldură, cu lumină, cu băncuțe, cu strane. Deci nu ne mai rugăm cum se rugau primii creștini prin catacombele pământului, pe sub pământ și prin peșteri, prin munți și izolați, făcând frângerea pâinii în dorința de a fi alături de Iisus. Deci lucrurile s-au modernizat. Pe cât am slăbit noi în credință, pe atât Biserica ne-a pus mai multe la dispoziție, numai să ne atragă lângă Iisus. Dar trebuie să ținem cont că invers proporțional cu lenea noastră va fi și răsplata pedepsii celei veșnice, când Mântuitorul spune tot el: Sfinții vor judeca lumea, iar voi veți sta pe 12 scaune judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și vai, frică mi-este în suflet, și chiar n-o spun sub formă literară sau de a vă impresiona. Cum vom putea noi da ochi cu Sfântul Apostol Andrei, care a pătimit pentru Hristos, când noi vom veni comozi și plini de aere și superlative din astea intelectuale? Știi, Sfinte Apostol, nu ne-am avut cu Biserica, dar noi te-am iubit pe tine. Nu. Trebuie să fim serioși, că Dumnezeu este de seriozitate înfiorătoare. Când l-a întrebat pe Petru: Petre, mă iubești tu pe mine? Petru s-a cutremurat din toată ființa lui. Iar când l-a întrebat pe Andrei: Învățătorule, unde te pot găsi? Vino și vezi. Aici îl puteți găsi. La potir, la Sfânta Masă, în Sfânta Liturghie, în cântarea de la strană, în citirea canoanelor din Minei și Octoih și în învățătura dreptei credințe. A spus Mântuitorul, și cu asta închei, într-o Evanghelie: când veți auzi că Hristos este aici sau acolo sau dincolo, să nu vă duceți. Precum ați văzut pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va și coborî pe norii cerului cu putere multă să judece toate neamurile. Pe cele 12 scaune vor sta cei 12 apostoli și vor judeca lumea în numele Tatălui și a Fiului.